Informația momentului: grei din PSD propun ieșirea de la guvernare și boicotarea finalului de mandat a președintelui Klaus Iohannis. Cu toate informațiile vine Mădălina Petre. Bună seara, Mădălina! Bun găsit, Lili, bun găsit tuturor la o discuție extrem de importantă care se poartă în această perioadă în Partidul Social Democrat, și asta pentru că mulți dintre greii partidului vorbesc despre posibilitatea ieșirii de la guvernare. Susțin surse de la vârful Partidului Social Democrat că în perioada imediat următoare va fi convocată și o ședință a liderilor PSD, acolo unde se va discuta acest aspect. Nu este exclus să se ceară și un vot care să vizeze această ieșire de la guvernare, și susțin surse sociale democrate că motivul pe care ar putea să îl invoce cei din Partidul Social Democrat vizează faptul că președintele Klaus Iohannis nu s-a ținut de cuvânt și nu le-a dat guvernarea așa cum era prevăzut în acordul coaliției de guvernare. Și chiar dacă știm că președintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut ca pentru moment să fie suspendate toate acele negocieri, sunt extrem de nemulțumiți cei din PSD în frunte cu Marcel Ciolacu, și asta pentru că înainte de acea declarație publică care a venit din partea lui Klaus Iohannis, care viza amânarea rocadei, ei bine, acesta nu l-a informat și pe Marcel Ciolacu și nu a discutat nici măcar cu Nicolae Ciucă. Cei doi au aflat efectiv de la televizor, au văzut acea declarație care a venit din partea președintelui. Ca să răspună foarte mulți lideri ai PSD că cel mai potrivit ar fi pentru formațiune să iasă de la guvernare, numai bine ar face o opoziție puternică și ar avea o șansă să crească în sondaje și să se pregătească așa cum trebuie pentru alegerile de anul viitor. Îți mulțumesc foarte mult, Mădălina. Domnule ministru Fifor? N-am auzit această discuție în partid. Și astăzi noi am discutat la grup. Nu s-a pus niciun moment problema ieșirii de la guvernare. E drept că vom discuta în perioada imediat următoare ce e de făcut. Marcel Ciolacu a spus foarte clar: nu stăm de rotative atâta timp cât oamenii sunt în stradă, și până când nu reușim să rezolvăm această problemă a oamenilor din stradă, este indecent să stăm să facem noi negocieri. Deci, practic, politice. Nu, Iohannis nu v-a lăsat la guvernare, dumneavoastră ați decis și de la PSD că nu-i momentul. Mi se pare o chestie de bun simț. Până nu reușim să rezolvăm această problemă, nu stăm să facem negocieri politice și alte... Domnule Guran, ce vă faceți dacă PSD vă lasă cu guvernarea, cu tot guvernare practic minoritară, că nu o să mai aveți majoritate? Bine, prima dată trebuie să vedem cum este nuanțată această declarație, că am văzut destule și după aceea mi-am dat seama că voiau să spună altceva. Dar în cazul în care au afirmat acest lucru, că ei vor să iasă de la guvernare în momentul de față, să rămânem noi, pot să spun că este a nu știu câta oară în care PNL-ul își asumă să absolut mențină un echilibru în țară, și de multe ori, din păcate, concetățenii noștri înțeleg altfel și zic: bă, ăia care au dat piept cu fugiții sau retras, ăia sunt buni, la greu, adică ca într-o bătălie când te duci să știți că ne băteam cu turcii și unii fugeau, s-ascundeau, ăia erau buni, și ceilalți care rămâneau și mureau acolo nu erau buni. Indiferent de ce se întâmplă, de critici aduse și așa mai departe, ne-am asumat în toată perioada asta foarte, foarte grea de la pandemie încoace, n-a existat în România așa ceva după al doilea război mondial. Poate n-am reușit întotdeauna totul, poate că au fost și probleme, și sigur au fost probleme, că nimic nu este perfect, dar măcar avem curajul să stăm și să încercăm să rezolvăm problemele. Cel mai simplu este, când sunt probleme mari, să fugi, să te retragi, să zici, să se descurce alții, să-i criticăm noi și după aia. Nu, cei care au curaj trebuie să stea cu noi la guvernare, să vină să spună ce avem de făcut împreună, că doar suntem în coaliție, să recunoaștem că dacă au fost lucruri greșite, le-am făcut împreună, să recunoaștem că dacă sunt lucruri bune, le-am făcut împreună, și să găsim soluții acum, în perioade de criză. În perioade de criză să văd adevărații conducători, nu când toate lucrurile merg extraordinar de bine. Bun, între timp Marcel Ciolacu își vede de treaba domniei sale de viitor prim-ministru, pentru că asta e situația, asta e promisiunea, asta este protocolul. Astăzi s-a întâlnit cu sindicatele din sănătate, domnul Ciolacu. Am aflat dintr-o postare a domniei sale pe Facebook faptul că actuala coaliție a decis să accepte, să răspundă majorității solicitărilor. Toate salariile din sistem, spune domnul Ciolacu, vor fi aduse la grila convenită prin legea salarizării unitare.
posturile din sistemul sanitar vor fi deblocate, voucherele de vacanță vor fi acordate. Spune domnul Ciolacu că este un prim pas în direcția corectă și că e decis să continue acest tip de dialog cu soluțiile pe masă în zilele următoare și cu liderii sindicali din educație, transporturi și poliție. Și citez, împreună sunt convins că vom reuși să oferim rezolvări coerente care să răspundă cât mai eficient nemulțumirilor manifestate acum în societate. Că vine vorba de nemulțumiri, avem o nouă informație de breaking news.